Serviciul public județean Salvamont Salvaspeo Cluj a derulat la finele săptămânii trecute, prin intermediul biroului Arii Protejate și în colaborare cu Asociația Pajura Turda, o serie de acțiuni în rezervația naturală Cheile Turzii. Scopul principal al acestor acțiuni a fost acela de a contribui la asigurarea unor condiții de maximă siguranță în ceea ce privește parcurgerea acestui traseu deosebit. Rezervația naturală Cheile Turzii este acum mai mult decât pregătită să primească numeroși turiști ce se anunță pe parcursul sezonului estival. Astfel, în vederea eliminării riscului de rătăcire și pentru a ușura parcurgerea traseului, echipele de pe teren au finalizat marcarea și curățarea traseului de legătură între cabana Cheile Turzii și cascada Ciucaș, traseu marcat cu triunghi galbeni. Aceste demersuri reprezintă o continuare a acțiunii ce a avut loc în luna mai a acestui an, când angajații aparatului de specialitate ai Consiliului Județean Cluj și cei ai Serviciului Public Județean Salvamont Salvaspeo au marcat porțiuni din traseu. În același timp, au fost refăcute o serie de panouri de informare și tematice de pe traseul de vizitare din rezervația naturală Cheile Turzii.